Ședințele Consiliului Județean Buzău se derulează cu o viteză fulgerătoare și asta pentru că aleșii nu dezbat proiectele supuse votului, nu le detaliază și nu ridică semne de întrebare asupra oportunităților. Consilierii liberali au declarat că nu există luări de cuvânt în plen din pricina unei cutume, deși nu există un regulament oficial care să le interzică să vorbească. Spre deosebire de modul de organizare și funcționare al consilierilor locale, unde evident, legea nu interzice, dar este stabilit cumva la nivelul Consiliului Județean și s-a perpetuat această situație ca orice dezbatere, orice luare de poziție, orice amendament propus să fie promus în comisie. Nu e vorba de a nu exprima votul nostru în cadrul ședințelor de Consiliu din alte considerente. Pur și simplu, este o cutumă stabilită, reglementată și pe care noi am respectat-o și... Liberalii au precizat că proiectele sunt discutate în comisiile de specialitate, iar reluarea dezbaterilor în ședințele Consiliului ar fi redundante. În cadrul Consiliului nu se mai reiau aceleași discuții care sunt deja făcute și se cunosc între colegi consilieri. Pentru a putea informa asupra proiectelor asumate în Consiliul Județean Buzău, consilierii liberali au precizat că vor organiza conferințe de presă.